parlamentare. Aproape 90.000 de alegători și-au exprimat opțiunea de vot până în acest moment. Cei 9,7 milioane de români din afara granițelor vor fi reprezentați de 4 deputați și 2 senatori. Tot atât are și județul Covasna, județ cu numai 226.000 de locuitori. Ieri însă, telespectatorii Digi24 au semnalat niște probleme la votul prin corespondență. Colegul meu, Sergiu Voicu, are detalii despre acest vot din diaspora. Sergiu, bună dimineața! Ce ne poți spune? Ce s-a întâmplat mai exact acolo? Bună dimineața, Anca! Au fost ceva probleme până la această oră la votul din diaspora. Chiar președintele Autorității Electorale Permanente a confirmat pentru Digi24 că 14.000 de plicuri nu au ajuns la românii din diaspora, nu au ajuns în țară și nu pot fi înregistrate. Autoritățile recomandă ca românii care nu au primit plicurile să meargă astăzi la vot, să-și exercite aceste atribuții, acest drept să-și le exercite fizic în secțiile de votare, acolo unde au fost organizate secții de votare. Sunt însă și situații în care acest lucru nu poate fi realizat, pentru că sunt țări în care nu s-au organizat secții de vot și vă dau un singur exemplu, Malta este în această situație. Sunt însă vești bune până acum de la autorități. Ministerul de Externe și Autoritatea Electorală Permanentă spun că în Europa nu au fost probleme până la această oră. Aș face și un bilanț. Sunt 90.000 de români care au votat până acum în diaspora. În unele zone de pe glob am ajuns deja în a doua zi de votare și aici vă dau exemplu Noua Zeelandă și Australia. Sunt alte zone în care de-abia începe prima zi de vot. La ora 7, ora României, în unele secții de votare de pe coasta de vest și în Canada se închid și ultimele secții. Prima zi de votare s-a încheiat în 695 de secții de votare din totalul de 748 câte au fost organizate în diaspora. În Europa, așadar, nu au fost probleme până la această oră. Vorbim chiar de recorduri. Spun autoritățile că deja în prima zi de vot în unele țări s-au înregistrat recordul, un procent mult mai mare de alegători față de alegerile din 2016. V-aș da aici câteva exemple. În Italia, de exemplu, 60,8% din totalul voturilor din 2016. În Republica Moldova, 35,5%. În Spania, 74,8%. În Marea Britanie, un procent similar. Germania are un record absolut până acum, 111,8% din totalul voturilor din 2016. Eu mi-aș dori ca noi parlamentari să-și vadă mai mult de treaba lor, care de fapt este treaba tuturor. Ce-i doare pe românii din diaspora? Îi doare destul de mult imaginea României. Faptul că suntem asociați cu partea nu atât de bună a României. La un moment dat te deranjează când vezi că ești asociat cu niște lucruri care tu știi că, sigur, ele există, dar nu sunt majoritare. Am în minte pe mama mea, l-am pe fratele meu, am unchi, am mătuși, am veri, am verișoare, am prieteni foarte mulți. Sigur că îmi pasă de ce se întâmplă cu ei. Indiferent cine câștigă în România, atâta timp cât locuiesc în Suedia, viața mea nu se va schimba probabil foarte mult, dar viața lor s-ar putea să se schimbe. Așa că de asta votez. Aș dori foarte mult o reformă în educație în România, pentru că educația de foarte multă vreme este într-o stare destul de proastă. Eu țin legătura cu prietenii și cu foștii mei colegi profesori și știu cam ce se întâmplă în România. Știm cu toții că școala pe care o avem astăzi este societatea pe care o vom avea mâine. Deci este esențial. Dacă m-aș întoarce în România, mă întorc în România în fiecare an cu mare, mare plăcere. Am încă o casă la Constanța, unde m-am născut. Iubesc țara, dar cred că sunt încă foarte, foarte multe de făcut. M-aș întoarce la un moment dat. Mă gândesc la toată familia și mă gândesc că votul pe care îl dau trebuie să le schimbe și lor în România viața în bine. Asta înseamnă, până la urmă, un nivel de interacțiune cu statul cât mai asemănător cu ceea ce avem în Elveția. Adică, de exemplu, dacă aici poți să te duci la o primărie, să ai un singur ghișeu și pe urmă cererile tale să fie redirecționate intern, de ce nu s-ar putea și în România? Dacă aici poți să-i scrii parlamentarului și să primești răspuns, de ce nu s-ar putea și în România? Îmi doresc, până la urmă, s-a tot vorbit de programe de adus românii din diaspora acasă. Cred că ăsta este cel mai bun program, să avem în România servicii și
o condiții de trai cât mai apropiată de cele din Occident.